În ultimii ani, producția pomicultorilor de pe Valea Dâmboviței a avut de suferit daune din cauza ploilor, grindinei, secetei sau dăunătorilor, ceea ce a dus la scăderea recoltelor. Nici anul 2014 nu face excepție, starea fitosanitară fiind una dezastruoasă, chiar dacă există și zone precum Izvoare Ungureni, unde producția se anunță a fi bună. Starea fitosanitară este una dintre cele mai proaste din ultimii 10 ani, datorită ploilor aproape zilnice, chiar dacă s-au dat tratamente și sunt producători care au dat și 10 tratamente, starea fitosanitară este una precară, deci cel puțin acolo unde nu a fost producție. Pentru a menține starea fitosanitară la un nivel cel puțin mediu, pomicultorii sunt îndemnați să profite de zilele însorite pentru a-și îngriji terenurile agricole și a le păstra într-o stare bună pentru anul viitor. Din păcate, neavând nici producție, cu siguranță se va rări tratamentele. Singurul lucru, i-aș îndemna pe producători să meargă în continuare, măcar prin ferestrele acestea care mai sunt printre ploi, și să menținem măcar o stare fitosanitară acceptabilă, pentru că altfel există posibilitatea ca și anul viitor producția de fructe să fie scăzută. Din cauza condițiilor meteorologice precare, pomicultorii se tem că investițiile de anul acesta nu vor fi acoperite.